Primul obiectiv este să facem o curățenie morală în primărie, să oprim practicile administrative care efectiv au căpușat bugetul comunității din sectorul 5 de 20 de ani încoace. Apoi, după ce reușim să facem un aparat administrativ care să funcționeze corect, va trebui să începem să facem proiecte pentru sector. Spații verzi, curățenie, reabilitare blocuri, acolo unde se poate să atragem fonduri europene. Ați întrebat de 3 proiecte, dar sectorul ăsta are nevoie de atât de multe lucruri de făcut, încât cred că e greu să vorbesc numai despre 3 lucruri. Ne aflăm în Parcul Pecineaga. Este un loc important pentru că ilustrează decăderea în care au fost lăsate puținele spații verzi din sectorul 5, ci sunt foarte multe spații verzi în sector uitate de administrația publică locală. Sunt părculețe, sunt scoaruri de care nu are nimeni grijă. Uitați, aici în Pecineaga, de pildă, există un sistem de irigații montat. Nu funcționează și nu funcționează de mult timp. Echipa pe care eu o voi conduce ne-am propus să aducem peisagiști, să tratăm lucrurile cu maximă seriozitate și acolo unde avem nevoie de licitații le vom face corect, transparent, fără partipriuri, fără înțelegeri partinice. Trebuie să facem lucrurile să funcționeze ca oamenii să se bucure de puțin verde. Să știți că tot sectorul este de interes pentru mine, dar am vrut să venim aici la Piața Rahova pentru acest interviu pentru câteva motive. În primul rând, mi se pare ilustrativ situația Piaței Rahova, o piață care a fost închisă pe durata mandatului actualului primar, mutată într-un cort închiriat cu 30.000 de euro pe lună din banul public. Acum a deschis de o săptămână, a deschis Piața Rahova, dar nu are autorizație de funcționare. La una sau două zile după ce a deschis piața, a căzut un tavan, de bine ce era pus. Ar fi curată, în primul rând, în al doilea rând ar avea autorizație de funcționare piața, ar fi o piață civilizată cu producători. Foarte important să zicem producătorii ca să creștem calitatea produselor și să scădem costul acestora. În felul ăsta putem să avem un impact asupra vieții cetățenilor și cu mult mai multă ordine. Suntem în sectorul 5, suntem în centrul Bucureștiului, suntem în zona Unirii, Națiunile Unite și am venit aici pentru că aici e un land de ambrozie, am impresia, nu sunt botanist, dar cam așa arată. Și un teren care efectiv a fost părăsit și primăria nu pare să aibă vreo intenție să facă ceva în privința asta. În primul rând, sector poate să identifice proprietarul terenului, să-i pună în vedere să igienizeze terenul și atunci când lucrul ăsta nu se întâmplă să aplice amenzi sau să igienizeze terenul în locul proprietarului respectiv. E o lege ambrozie, adică sunt soluții, dar poliția locală nu își face treaba, actuala poliție locală. Ordine și curățenie, asta m-am angajat să fac și să aplicăm legea. Vom începe un audit în primăria sectorului 5. Să vedem cum s-au petrecut lucrurile din punct de vedere administrativ. A doua acțiune, vom identifica locurile prin care s-au scurs banii publici și o să încercăm să recuperăm sumele respective. Da, asta o vom face dacă procurorii își vor face treaba, vom sesiza parchetele. Și vom începe imediat cu curățenie pe străzi, dar trebuie identificate măsurile necesare, trebuie o evaluare pe partea de curățenie, pentru că e clar că lucrurile nu funcționează bine. Sectorul 5 este cel mai sărac sector din București și lucrurile nu trebuie să rămână așa. Eu vreau să dovedesc că în sectorul 5 se poate, se poate altfel. Se poate să nu mai fie oamenii furați, să nu mai fie lucrurile încremenite, să dezvoltăm sectorul 5, să-l curățăm, să facem ordine și să aplicăm legea în administrația publică locală. Se poate ca mediul de afaceri să simtă că administrația publică locală este un partener pentru el. Se poate să nu mai stăm 5 luni de zile pentru a obține autorizația de construire, se poate să avem proiecte serioase, se pot face multe lucruri aici și cred că acolo unde sunt cele mai mari probleme, sunt cele mai mari oportunități de dezvoltare pentru comunitatea respectivă. Lucrurile trebuie făcute corect și atunci n-ai cum să n-ai rezultate. Îmi pasă de oameni, întotdeauna mi-a păsat de oameni și îmi pasă de oameni din sectorul 5 pentru că sectorul 5 este cumva sectorul care a avut cel mai mult de suferit. Eu vreau să arăt că se poate face ceva în sectorul 5.